Bun venit la partea a treia, care sunt firele. Partea Fire. electrică, mai pe scurt. Fire. Oricum, să vă așteptați la partea asta să dați rage quit. Că cel mai probabil asta o să o faceți dacă nu o puteți să urmăriți. Ușa. Deschidem ușa să respirăm aer. Ușița. Și după. Firele astea, cred că le găsiți pe aici pe undeva. Luați firele astea. Stai că nu pot. Deschideți capota. Că o să vă trebuiască capota. Vă uitați la bateria asta în continuare. Oricum, luați firele și în partea asta, fix aici. Găsiți front light connector. Deci fix în lângă chestia asta, dacă o aveți instalată. Și conectați la partea, la lumini. Ușor, nu? Nu. Nu. Bun. Luați luminile că... Bun. Să punem luminile, să arate și mașina mai frumos. Deci nu pot să pun luminile. A, dreapta. Right se pune stânga noastră și stânga... Da. Româna, care de fapt engleză, nu e bună. Căutați aici 7. Înșurubați-l. E unul aici Ba și dar unul numai acolo. 7 ai folosit, să ne nebuneze, nu. Păi mie Deci spui, numai 7. deci la motorul care e video anterior, care e postat acum 2 ore, cred. Cred că 2 ore, da, îl punem. Și acum la firele astea. Ce drăguț, nu? Aia zic. Puteți să luați și astea, raitul și din spate, și să le punem și pe astea, așa, să începem încet, frumos. Să nu Încetişor. ajungem la părțile urâte. O să ajunge și la ele, dar nu chiar Alea acum. n-au șuruburi din spate, deci nu vă speriați cu trusa, nu veniți. Și puneți de la headlight right, head, cum scrie? Rear light left, depinde. Și aici vedeți că e o chestie așa mai un pătrat cu multe din astea. Deci le conectați la asta. Vedeți? Rear right. Bun, și îl mai conectați o dată. Vedeți unde am pus eu. Deci e fix în mijloc. Și aici, pe undeva. Uitați, puțin mai în dreapta. Deci puțin așa la fuel tank. Ca să fie full acolo. După închideți portbagajul, că nu mai avem nevoie. Așa. Dacă bai, puteți să-l închideți, că e full. Motorul. Astea. Vă trebuie acest lucru. S-a închis capota, s-a închis ușa, s-a închis totul. Închis tot de tot. Dacă vi se întâmplă și vouă să Ghinion. găsiți... Ce faci aici, mă? Nu pot să găsesc. Dar du-te, bă, direct la A, jos. nu vreau, vreau să stau pe capot. Așa, căutați asta, iarăși deschideți asta. Nu s-a deschis. Iarăși deschid. Bateria. Dați bateria pe jos, iarăși închideți. Probleme de mai seamă, măcar. Și acum sperați. Așa, bun. Luați bateria Aleluia, asta des. drăguță și puneți-o aici. Luați-vă trusa, că o să vă fie nevoie. În două cazuri. Nu băgați în seamă ce fac eu pe aici. De trusa. A, uite-o. Bă, deci pun și o trusa asta în locuri unde nu o să o mai găsesc. Eu zic cel mai bine să vă apropiați de fire și să le luați. Adică să fiți cam așa, cum sunt și eu, cu firele. Și luați pozitivul de la baterie. Găsiți. Este din dreapta a bateriei. Și vă duceți la firele astea multe. După, luați firele astea multe și luați la ignition coil. La regulator. Regulatorul se mai conectează la această chestie, alternatorul. Vedeți cum s-au putrat să fir. După, la radiator. Vedeți firul ăsta? Îl luați și vă întoarceți aici. Da, cam aici conectăm totul. După, pozitivul. La chestia asta. De aici, din stânga jos. Starter. Vedeți și s-a făcut. O să trebuiască să strângem acolo piuliță. Și, da, nu vă speriați. Și ar trebui să rămână una minus. Nu știu de ce, că nici una minus. E, ba nu, că nu e una minus. Vedeți, sunt două în minus la mine. Nu înțeleg de ce e una în minus întotdeauna, dar așa e viața, nu? După căutăm pe aici ca să-mi amintesc unde.
Ce mai trebuie? Negativ o să vă arăt imediat unde se conectează. Bă. Bă, chiar am uitat. Eu nu mai găsesc la ce trebuia să se conecteze. Sebito, mai știi? A, da, la Front Lights Connector, uitați. Deci, din nou veniți aici și o să facă sunetul ăla de conectat. Gata. Și se termina cu fața cu pozitivă. După dați un șurub de... Cât era? Tot 7? Parcă 7 era. Și vedeți șurubul ăla, deșurubați. Pentru că acolo se pune negativul. Luați negativul și... O să scrie Battery Ground Connector. Trebuie să deșurubați șurubul ca să vă apară. După nu șurubați. Și după a mai apărut un șurub. Să aveți grijă să nu uitați. Care e 5. Tot la starter, adică tot unde ați deșurubat, dar aici, la capătul lui. Uitați, acolo am deșurubat și aici. Bun. Teoretic ar trebui să fi terminat cu fața. Nu băgați bateria, nu umblați acolo. Că după dacă vă electrocutați, muriți și începe muzica. Tan 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 tan. Na 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 na. Încerc să nu-mi iau copyright, dar tot asta fac. După. Firele principale, le mai știți? Se conectează cu nimica. Luați fuse box-ul, care e ăsta de acolo, cum îl vedeți, și îl conectați la instrument panel 2. Și iarăși fuse box-ul, stai că nu pot să ajung la el, îl conectați la instrument panel 1. Deci aici și ăsta pe undeva pe aici. După iarăși fuse box-ul și se conectează la unde dai tu cheia, la ignition switch. După căutăm aici, light switch-ul se conectează, dacă îl găsim, stai să vă arăt, vedeți acela, aici se conectează, de dash harness conector. După dash harness-ul conector nu se mai conectează niciunde, mai sunt două chestii care sunt custom. Radioul se conectează, e conectat. Radioul se conectează la radio harness, glumeam. Deci aici, pe undeva, fix după, cam pe aici. Mi-a căzut ăsta din mână. Și ce să credeți că ați terminat cu firele? Da. Mai spatele. Nu, le-am făcut. A. După, luați ăsta de 8. Și nu conectați ăsta primul, întâi ăsta. Că după dacă nu o să... Uitați ce se numește. Ați auzit. Când face sunetul ăla, nu-i bun. Închideți capota și... Faceți o rugăciune. Tata nu știu că și... Țineți ambreajul dacă sunteți de pe volan sau jucați cu ambreaj. Și dați. Pornește. Dacă porneți luminile, dacă le-ați pus, e bine. Gata. Ați terminat mașina. De ce face bășin? Trage ciocul. Deci s-a oprit. Iarăși trebuie să o porniți. Sebi, a început să facă sunetul de la Roxco, nu-i bine. Dacă face cum a făcut la mine, dacă a făcut cum a făcut la mine, ăla, câhul ăla, deci dacă a făcut la mine, băi, dacă a făcut cum a făcut la mine câhul ăla, s-ar putea să aveți o parte stricată care n-aveți ce să faceți, trebuie să vă duceți la un domn fletare să cumpărați. După. Trageți de ăsta în caz de dăbășin. Dacă face buf, buf, trageți de ăsta. Și după veniți cu mine în spate. Dacă iese fum negru, e bun. După, lăsați puțin ciocul încât să... Dacă începe să scadă mai jos de 10, e rău de tot. Deci nu lăsați de tot. Cam atâta. Uitați, vedeți fumul ăsta, nu trebuie să fie atât de alb. Și avem un reparare, fără să ne ducem la prietenul nostru fletare. Trageți de chestia asta,
Dacă cumva aveți, nu vi se oprește mașina și aveți un fum mai clar, po, perfect. După, vă duceți la această tigaie frumoasă, da, atât de frumoasă încât nu-mi place de ea, și găsiți șurubul ăsta. Dați de el în jos. Și după ar trebui să vă duceți în spate și să fie cât mai clar, să nu iasă foarte mult. O să o dați cam de 5, 6, 7 ori, depinde. Dacă dați invers, nu o să mai iasă, uitați. Ați oprit ciocul și mașina încă merge. Și cu emisii, vedeți? Încă e mai alb. Deci să dați încât, puțin cioc, să nu vi se oprească mașina și după voi trebuie să reglați asta în spate. Sau în față, depinde. Încă să fie așa, perfect, clar. Nu prea se vede deloc. Și gata. Mașina e gata de mers. Și eu o să vă arăt că și merge cu un test drive. În rest, aici puteți să vă luați adio, că dacă nu dați o grader sau ceva, aici nu o să mai veniți de multe ori. Numai să parcați mașina. Poate. Și puneți ambreiajul. Cine are ambreiaj, ca de obicei. Dacă pornește lumina, este o altă problemă complicată. Dacă vă merge mașina, o duceți la fel tare, că n-aveți bani și gata. Dați cu spatele. Dacă vă iese cumva din dacă cumva, uitați, ce se întâmplă, ce mi se întâmplă. I-a murit. Uitați, vedeți, ați auzit câhul ăsta. Dacă vi se întâmplă, înseamnă că aveți o starterul stricat, care nu-i problemă, nu vă speriați, că puteți să mergeți cu mașina, numai că nu o să vă meargă întotdeauna. Sevi! Îmi sare mașina din putere. Din toate. Deci uitați, așa merge nu mașina partea normal. Partea nu, 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 nu. Numai firele, am zis să le fac. Și vedeți că volanul nu-i chiar, când îl țin drept, ea virează. De asta trebuie și ajustate wheel-urile la fletare. Acum voi puteți să conduceți asta, e, cum se poate, că cum ne lasă. Și după veniți aici, deci ați urmărit tot drumul și vedeți acest tractor. Trebuie luat și chestia asta. O sunt pentru inspecție asta și o puneți acolo în portbagaj. Așa. Acum, dați o secundă. Așa, oameni buni, vreau să vă zic că dacă cumva vă face ca la mine, s-ar putea să nu fi băgat un șurub, care acum o să verific, sau puteți să faceți o altă chestie, să aveți MSC editor. Dați salvare la acasă, la toaletă, că na, n-ai ce să faci, acolo dai salvare. Dați salvare, că așa ne obligă jocul. Și după, vă duceți pe MSC editor, care probabil o să fac un tutorial și cum să instalați moduri mai târziu în viitor. Dacă vreți, dați acolo 20 de like-uri, știu că e imposibil, dar hai să încercăm. Dați save, vă duceți pe MSC editor și verificați la tools Satsuma Report. Și se pare că n-avea șurubori și o să vă zic, o să ne ducem imediat să vedem unde sunt șuruburile la lipsă, că dacă n-avem șuruburi, nu e bine. Bun. Am înțeles. Deci avem foarte multe chestii care se pare că nu le-am băgat. Ratăm. Cine a rămas până acum, e foarte bine că ați rămas. Că da, a rămas eu aici, dacă te întrebi. Nu voi. Vreau să zic, avem niște șuruburi care Sebi mi-a zis că mai ne trebuie un șurub la chestia aia, la firul ăla cu o ghir. Chiar acolo ne mai trebuie un șurub, cred. Deci, ai zis bine. Deci, oameni buni, intrați înapoi pe salvarea voastră și aduceți-vă trusă de ajutor. Deci, dacă vă sare din... Dacă vă moare bateria, e foarte rău. E foarte rău.
Dar dacă aveți un mod ca mine, puteți să împingeți mașina. Dar cel mai bine încerca să nu o lăsa să moară. Știu că pare imposibil, dar... Da, mă. Ce nu-i mai dă? Băi, s-a stricat mașina? Deci încerca să nu lăsați radio-ul porni din astea. De ce nu mai pornește mașina? Știi ceva? Aduceți-vă trusa că o să reparăm acum repede. Nu mai pornește nici mașina, că îmi trebuie pornită mașina asta. Are ceva, să vede ceva. Da, să verificăm. Aveți grijă să nu porniți radio din asta. Deci dacă vă moare bateria, în cazul meu zic că n-am murit și uitați ce s-a întâmplat. Da. Deci își dă drumul ăla. Oi, satana! Dacă cumva se mai întâmplă și la voi bugul ăla, vă duceți și vă luați trusa. Perchele! Depinde unde ați lăsat-o. Oricare o vreți. Luați șurubul de 8 și înșurubați-l înapoi. Se mai întâmplă bugul ăsta, nu înțeleg de ce. Și după aia de repede la gara să reparăm ce nu-i înșurubat. Deci dacă vă iese din așa, înseamnă că ați urmărit pașii fix cum i-am făcut și eu. Ha, mă. La voi nu se întâmplă bugul ăsta, asta e un bug de la un mod și îl urăsc. Mai și face mașina. Deci uitați ce se întâmplă dacă aveți părți stricate. E viața grea. Și moduri care nu prea mai merg. Așa. Voi ați porni mașina frumos. Dacă încă se mai aude bumbuiturile, dar nu vă moare motorul, e perfect. O să vă mai uitați la smoke. Uite, la mine nu prea e prea clar. Oricum. Uitați, o să-mi sară dacă accelerez prea tare. Cu băsare și după vouă. Deci, duceți mașina înapoi la garaj, cum puteți. O să vă fie puțin mai greu. Dar, ce să facem? Ați văzut? Îmi sare automat. După câteva secunde, că n-avem cum să lucrăm la ce trebuie mai, de mai ce trebuie în șuruba, că e sub mașină. Aveți grijă pe unde mergeți, eu zic să mergeți pe drumul normal, nu pe unde merg și eu, că uitați ce... Dacă ați venit pe aici, dați-i mai tare. Sau, nu veniți pe aici. Da, e jalea acolo. Mașina... Cel mai bine să nu se oprească mașina. Da, nu cred că m-ai spus de acolo. E, nu. Trebuie puțin așa, băgată. O împingeți puțin trebuie așa, într-o parte asta. Și... După puteți să... Poate bă, nici nu mai mă lasă mașina să urc în ea. A zis, gata, bă. Dar tu cine ești să dai buli pe aici? Mașina nu știu cum trage, pe spate sau pe față. Chiar n-am idee pe mai seamănă car. Adică să nu vă așteptați caroție din spate. Mă. Așa. Cu ambreaj e mai greu, că eu am volan. Starterul stricat. În rest, după ce duceți la fletarii sau le reparați din măsă că editor, că trebuie reparate. N-ai. Cumva trebuie reparate la fletarii sau măsă că editor trebuie. După ce le duceți cu o metodă, după trebuie să
Să fii sigur că mai merge mașina, că s-ar putea să se bucurească și mai rău. Că mă, scrititorul nu prea mai merge, dar fletarii nu vă speresc, că fletarii vă face treaba. Și dacă nu mă știi, trebuie să te duci înăuntru la el, să știi ce parte e. Deci nu, dacă e atât de bulangiu fletarii. Dacă nu-i duci părțile, nu ți le repară. Ce să faci? Și nu știi, ați văzut cum, deci ați văzut ce se întâmplă dacă nu l-ați înșurubat. Dacă nu l-am înșurubat. Deci șuruburile pe jocul ăsta sunt cele mai importante. Ce sunt două trotinete de-astea? Am dat un remote. Tu ai mod. Bun. Ce două ce? Trotinete de-alea. A, motociclete. Una e de la moda. Opriți mașina cât mai pe mijloc. Opriți-o de tot. Dați mașina ca să nu vă cadă. Sper că nu v-a căzut când ați intrat. Pe un chin. Deschideți, luați rusa de pin unde, dacă ați avut-o cu voi. Să și să cadă. Uite mai încolo. Puneți rusa la îndemână. Dar mai e un șurub pe aici, așa îmi zice asta. Așa îmi zicea... Că de asta și în sare. Ia stai să o pun mai bine puțin. Că nu mai văd nimic. Așa. Nu, what? Aoleu, nu. No. Unde e? Stați o secundă că cred că mai s-a marcat, are probleme, nu noi. Că noi cred că am văzut totul perfect. E ceva oricum legat cu gear la mine. Legat de gear. Oare ăsta e șurub, Sebi? Ăla, nu. Ce pot să scot? Am scos ceva. Ah, uitați-l. Îl vedeți? Numerul 7-le. Și cred că l-ai de la frână, deci noi nu frânam. Oricum, l-am găsit. Băieți, cred că poate merge mașina acum. Oricum, mai sunt probleme tehnice. Care n-aveți ce să le face. Sunt probleme de la mal cum văd jocul random. Nu, asta era de la frână. Tot nu am rezolvat nimica. Deserterul, dacă e pus. Nu, că... Starterul e pus, uite. E frumos. Dar nu e de la starter. Când băgăm în gear. Iese din gear. Să vă uitați la chestia asta, să vedeți că le aveți înșurubate, dar eu le am. Să mă mai uit odată. Ok, am găsit problemele, băieți. Ce probleme pot fi și astea? Deci, dacă ne uităm așa, vedeți acest șurub. Îl vedeți? Deci unde se conectează alea două, e un șurub aici. Mă doare. Mă doare că nu l-am văzut. De 5, numărul 5. Hai ca să termina și mașina. Și după? Aici. Are unele. Ia stai, stai să se pună. Unul de 9 mm. Și 2 de 8. Ok. Deci, intrați aici la mașină, înăuntru. Și vedeți pe astea. Bun.
Stați o secundă. Stați o secundă ca să fac ceva cu premiera care e... ar trebui să fie. Bun. După ce le-am legat pe ăstea, sper, desperăm toți că o să meargă mașina. După cum am verificat eu, n-ar mai trebui să fie niciun șurub în lipsă. Dar niciodată nu vei ști, nu? Da, am verificat și nu e niciun șurub în lipsă. Deci... A, ba da, e un șurub în lipsă. La mine e un șurub în lipsă aici. Ne pus bine. Eu l-am înșurubat de tot pe ăsta. Da, cred că voi l-ați înșurubat, probabil din greșeală. Fără să, că voi nu cred că acum stați și vedeți ceva așa. Vedeți? După, cam ăsta e tot. Și acum. Acum. Închideți asta, aruncați-o pe geam. Închideți asta. Mamă, dă ce am băgat în mașina asta. Să sperăm. Nu zic că iarăși s-o deschis ăla. Nu, de data asta chiar nu m-am baterie. Dacă vreți cumva să vă aliniați roțile, luați șurubul de 14. Uitați-l aici. Și uitați, le dați așa până credeți voi că sunt drepte, dar e mai greu asta. Eu o să fac asta off-camera. Că acum na. Sau le fac acum cât pot eu de bine și... După dacă mai e ceva. Și stai să iau și trusa aia de acolo. Uitați, mai mult. Cam încă puțin. Bun. După. Dacă, eu sper că nu vi s-a dus bateria, că dacă da trebuie să o încărcați iarăși și să le repuneți bateria. Și să puneți firul pozitiv prima dată și după la negativ. Ăsta e numai un mod, deci nu uitați, ăsta e un mod care puneți eu așa mașina. Păi da, sigur era bateria conectată. Nu mai face nimic, niciun sunet. Sau starterul sau ceva. Nu, totul e conectat. Bateria e conectată, asta e spune. Deci ăsta e un bug foarte dubios cu bateria, nu știu de ce. Dacă vi se mai întâmplă, mai reintrați, mai încercați. Eu o să verific dacă mai are bateria. Verific prin... Da, nu cred că mai are baterie, având în vedere că i-a scos pozitivul. Deci nu, aici chiar că e o problemă și eu nu m-am baterie. Nu! Voi nu e încheva! Nu înțeleg de ce nu pornește. Da, dacă nu vă mai pornește bateria, faceți cel mai bine cum fac și eu. Dacă nu mai aveți baterie, dacă credeți că asta e singura problemă, luați bateria cealaltă veche. Satana! Scoateți pozitivul, scoateți negativul întotdeauna, prima dată. Indiferent că are baterie sau nu, cel mai bine nu ne riscăm. Lăsați bateria asta, luați pe asta veche, cât măcar să vedeți dacă merge mașina sau e altă problemă, știți. La mine s-ar putea să fie starterul. De ce n-a făcut sport?
Bun. O rifle n-are baterie, baterie. N-are baterie, baterie. Dacă nu mai aveți baterie, știți ce trebuie să faceți. Trebuie să o încărcați. Dar dacă nu le updatați din măsă credita și cam atâta. Acum o să verific repede să văd dacă e bine. Mi-am încărcat bateriile puțin, că n-aveam ce să fac. Și dacă vi se întâmplă și voi să încărcați bateriile și o să vedem acum dacă merge. Dacă nu, n-are de ce să nu. Chiar n-ar avea de ce să nu. Eu nu înțeleg. Uita totul, nu? Nu. O vedea. Ce-o fi, o fi, nu? Păi da, mai? Stai să vedem. Așa. What? Este o problemă care nu înțeleg. Bun, am aflat. Este o parte care e stricată de aici. La mine, sper că la voi nu e. Dacă e partea asta, alternatorul. Trebuie să repara și... După ar trebui să meargă. Așa. Acum. A fixat alternatorul, era praf. Știu că merge. Bateriile s-ar putea acum chiar să fie praf, dar dacă avem alternatorul bine, mie cu modul meu, ți-am zis, ar trebui, bine spus. Dacă vă pornește mașina, vă sunt bucuros, așa ar trebui. Ar trebui să folosesc un mod ca să o iau, că altcum n-am cum. Să arunc puțin așa, să o încălzesc. Voi nu faceți asta, că la voi nu o să se întâmple. Oricum, tutorialul cam atât ar fi, că la voi nu o să se întâmple bugurile care mi s-au întâmplat și mie. Nu înțeleg de ce s-au întâmplat. Dar în rest, acum ar trebui să meargă mașina. O să rezolv eu off-camera și dacă e ceva, o să vă zic în comentarii. Și... Nu, ar trebui acum să vă meargă toată mașina. Și dacă nu vă merge cel mai bine, căutați pe fletarii și vă duceți la el cu cum vă tratați mașina, probabil cu duba, dacă ați rezolvat-o, că voi cred că da. Și cum v-am zis, mai bine este la cel mai bine. Căutați un tutorial să instalați mai Summer ca editorul și o să vă ajute. Nu? Băieți?
Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat și am făcut 146. 3 abonați la videoul anterior, primul video cu My Summer Car. Și o să ne vedem în următorul video care o să-l mai fac. Pa, pa!